Săptămâna aceasta vei primi acțiuni gratuite de la Banca Transilvania. Dar câte acțiuni vei primi în funcție de câte acțiuni de ții astăzi? Ce se va întâmpla cu prețul pe acțiune înainte și după data de 19? Pentru că există șansa să faci un pic de trading. Și la sfârșitul videoului îți voi arăta care este planul meu pentru următoarele zile. Te salut, Cristian Târboiu sunt și haideți să ne apucăm de treabă. În primul rând aș vrea să vedem de ce alocă Banca Transilvania aceste acțiuni gratuite. E bine, din cauza faptului că pe data de 26 luna trecută, Banca Transilvania a făcut un anunț, și lume că face o majorare a capitalului social. Cu cât majorează capitalul social? Păi cu 1,1 miliarde de lei. Asta înseamnă că va emite undeva la 118 milioane de acțiuni cu valoare nominală de 10 lei. În ce dată va emite aceste acțiuni? Păi în data de 19, așa a fost propunerea. În data de 19 luna aceasta, adică vineri, se vor emite aceste acțiuni cu valoare unică de 10 lei. Acum, întrebarea este ok, bun, se vor emite aceste acțiuni, dar eu câte acțiuni primesc? Ei bine, păi în acest comunicat există și o formulă de calcul, o formulă care să ne ajute pe noi să calculăm câte acțiuni vom primi dacă deținem acțiuni la Banca Transilvania. Și dacă iau această formulă și o punem într-un Excel ca să putem să calculăm mai ușor, vom obține în felul următor. În partea stângă cu albastru, este numărul de acțiuni pe care eu aș putea să-l dețin. Și am aici câteva exemple. Cu maro este numărul de acțiuni brute pe care aș putea să-l primesc, iar cu verde avem numărul de acțiuni nete pe care îl vom primi în funcție de câte acțiuni deținem. Și dacă aș avea 5 acțiuni, în mod normal ar trebui să primesc 0,74 acțiuni brute. Însă, în realitate. Această valoare de 0,74 se va rotunji la valoarea inferioară, adică la 0. Adică, dacă aș deține 5 acțiuni, aș primi 0 acțiuni în valoare de 10 lei. Dacă aș avea 10 acțiuni, în momentul în care se eliberează acțiunile gratuite, aș primi 1,48 acțiuni brute, în realitate aș primi doar una. Dacă aș avea 50 de acțiuni, aș primi în realitate 7 acțiuni. Dacă aș avea 100 de acțiuni, aș primi 14 acțiuni; dacă aș avea 500 de acțiuni, aș primi 75 de acțiuni; și dacă aș avea 1000 de acțiuni, aș primi 148 de acțiuni cu valoare unică pe acțiune de 10 lei. Asta înseamnă că în momentul în care eu dețin aceste acțiuni, voi primi un număr rotunjit de acțiuni gratuite cu valoare unică de 10 lei. Acum, dacă tu deții mai mult de 1000 de acțiuni, bravo ție, felicitări, mă bucur pentru tine Însă am vrut să fac acest calcul astfel încât să fie destul de ușor pentru oameni să înțeleagă cam care este numărul de acțiuni pe care ar trebui să îl primească Și în cazul în care tu vrei să primești mai multe acțiuni în data de 19, e bine, săptămâna aceasta este săptămână, ultima săptămână în care mai poți acumulezi acțiuni la Banca Transilvania ca să primești mai multe acțiuni gratuite Trebuie să faci acest lucru neapărat? Nu neapărat. Tocmai din această cauză, aș vrea să te întreb și pe tine. Ce crezi că s-ar întâmpla cu prețul pe acțiune înainte de data de 19 și după data de 19. Și spune în zona de comentarii care crezi că este direcția prețului până la sfârșit de săptămână și săptămâna viitoare. Și haideți să îți arăt ce cred eu că se va întâmpla cu prețul pe acțiune. Ei bine! Eu mă aștept ca până în data de 19, adică săptămâna aceasta, prețul pe acțiune să crească. De ce? Pentru că este ultima săptămână în care oamenii mai pot să acumuleze acțiuni la Banca Transilvania și să primească aceste acțiuni gratuite cu valoare unică de 10 lei. Da? Și din cauza asta cel mai probabil va crește cererea săptămâna aceasta. Dacă crește cererea, în mod evident ar trebui să crească și prețul pe acțiune. După data de 19, mă aștept să apară o corecție. De ce mă aștept să apară o corecție? Pentru că în piața românească, probabil ai observat și tu, sunt foarte mulți oameni care preferă să facă trading, adică să vândă, să cumpere, să vândă, să cumpere, să ia profituri rapide. S-a mai întâmplat acest lucru recent? Da, s-a mai întâmplat acest lucru în data de 26 când a, fă a fost făcut anunțul acesta că... Banca Transilvania va elibera acțiuni gratuite cu valoare de 10 lei. În momentul în care a fost făcut anunțul, prețul pe acțiune a început să crească, adică cererea pe această acțiune a început să crească, și apoi, imediat în a doua zi, oamenii au început să vândă. Asta înseamnă trading. <laughs> da? Deci, asta înseamnă trading și mă aștept să se întâmple lucruri similare înainte de data de 19 și după data de 19. Dacă ne uităm și la ordinele care sunt acum în piață, observăm că sunt mai multe ordine de cumpărare decât ordine de vânzare. Asta înseamnă că cumpărătorii sunt la putere și mă aștept ca săptămâna aceasta prețul pe acțiune să crească. De săptămâna viitoare mă aștept ca prețul pe acțiune să înceapă să scadă. Va scădea exponențial? Foarte puțin probabil. Tocmai din această cauză, întrebarea vine în felul următor voi face și eu același lucru, adică voi face și o trading, cum face majoritatea oamenilor când vine vorba despre investiții pe BVB? Ei bine, nu. Eu nu voi face trading. Eu prefer să acumulez acțiuni la Banca Transilvania. Este opțiunea mea. Nu înseamnă că dacă faci trading e rău. Nu, sub nicio formă. Doar că preferința mea este să acumulez. Tocmai din cauza aceasta, ambele momente și înainte de data de 19 și după data de 19, pot să reprezinte momente foarte bune de creștere a portofoliului sau de creștere în acumularea băncii Transilvania, pentru că înainte de data de 19, dacă acumulezi acțiuni, vei primi acțiuni gratuite, după data de 19 sunt șanse ca prețul pe acțiune să se corecteze și atunci tu poți să cumperi la prețuri mai mici. Și dacă ai cumpărat la prețuri ridicate, cu siguranță îți va plăcea mai mult când acțiunea va fi mult, mult mai ieftină.